Alcoolul, mâncarea nesănătoasă și stresul sunt câteva motive din cauza cărora oamenii suferă de boli cardiace. Chiar dacă medicii recomandă o viață cumpătată, majoritatea persoanelor aleg plăcerile oferite de viciile care le scurtează viața. Bună ziua! De ce credeți că tot mai mulți oameni au probleme cardiace? Din cauza stresului, cred eu că. Doar din această cauză sau mai sunt și altele? Alimentație. Probabil din stres. Din cauza stresului. Poate, neajunsuri, mai un fel altul. Cum depinde, știți, și de alimentație, poate și de probleme psihice. Fiindcă stresați, muncă prea multă și asta, problemele zi cu zi. Pentru că o zi sută țara și n-au medicamente, n-au bani de medicamente. Din cauza mâncării, mâncărul grasă, mâncărul cu grăsimi, cu des. Și stresul, foarte mult stresul. Din cauza că nu mănâncă, alimentația nu este corespunzătoare. Fumatul, în primul rând, și tratamentul medical pe care îl recomandă medicii, în general, nu-l au. Așa e viața, ce mai grea. Și copilul meu are. El e insuficiență renală. Mănâncă prea mult ca mine, aproximativ. Deci mănâncă prea mult, în primul rând, nu fac mișcare și asta se adună. Alimentația, stresul. Și la țigări, cred că. Tu ce părere ai? Eu zic că și de la atâtea mașini și de la țigări. Alimentația e proastă, alcool, tutun. Vino la sala Dracula Gym, unde poți beneficia de benzi de alergare, biciclete, plăci vibrante, multe aparate de fitness și culturism. Aici ai instructori personali specializați care te vor ajuta să slăbești sau să-ți tonifici musculatura cu programe individualizate. Prețul unui abonament pentru elevi este de 60 de lei, iar pentru adulți de 70 de lei pe lună. Ne găsești pe strada 22 decembrie 1989 la numărul 10. Pentru mai multe detalii poți suna la numărul de telefon 0744 24 72 63.